Din ce în ce mai mulți șoferi se urcă drogați sau băuți la volan, ignoră riscurile la care se expun și tragediile pe care le-ar putea provoca. Drogat, beat și fără permis la volan, așa se plimba un tânăr în vârstă de 21 de ani din comuna Gârla Mare. În timp ce conducea un autoturism pe strada portului, a părăsit partea carosabilă și a ieșit în decor. Poliția orașului Vânjumare a fost sesizată cu privire la faptul că pe strada portului, în localitatea Gârla Mare, s-a produs un accident rutier soldat cu victime omenești. La fața locului s-au deplasat polițiștii care, în urma verificărilor efectuate, au stabilit că un tânăr de 21 de ani din comuna Gârla Mare, în timp ce conducea un autoturism pe strada portului, a părăsit partea carosabilă și a ieșit în decor. Un tânăr de 21 de ani din comuna Gârla Mare, în timp ce conducea un autoturism pe strada portului, a părăsit partea carosabilă și a ieșit în decor. Din accident a rezultat vătămarea corporală ușoară a doi tineri de 28 de ani, respectiv 15 ani, ambii din comuna Gârla Mare, care au fost transportați la o unitate medicală pentru acordarea de îngrijiri de specialitate. În urma verificării în bazele de date, s-a stabilit că tânărul de 21 de ani nu posedă permis de conducere pentru nicio categorie de vehicule. La solicitarea polițiștilor, tânărul a fost testat cu aparatul alcool test, care a rezultat o valoare de 0,46 mg per litru alcool pur în aerul expirat, totodată fiind testat și cu aparatul drug test, stabilindu-se că se află și sub influența substanțelor psihoactive, motiv pentru care acesta a fost transportat la o unitate medicală pentru recoltarea de mostre biologice. Din accident a rezultat vătămarea corporală ușoară a doi tineri de 28 de ani, respectiv 15 ani, ambii din comuna Gârla Mare, care au fost transportați la o unitate medicală pentru acordarea de îngrijiri de specialitate. În cauza a fost întocmit dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de vătămare corporală din culpă, conducerea unui vehicul fără permis de conducere și conducerea unui vehicul sub influența alcoolului sau a altor substanțe, tânărul fiind reținut pentru 24 de ore, urmând ca astăzi să fie prezentat unității de parchet competente cu propunere de luare a unei alte măsuri preventive. Anul trecut, polițiștii anunțau că numărul șoferilor care se urcă drogați la volan s-a dublat. Pentru câteva ore de distracție, sunt dispuși să sacrifice 5 ani din viață, pedeapsa maximă de închisoare pentru cei prinși drogați la volan.